imposibile. Adică ceva trebuie să se întâmple ca să nu meargă, ca să se întreupă, ca să fie tragic. O iubire neîmplinită este deci un motiv uman general, neîmplinită din diverse considerente. Fie că ea l-a iubit pe un terț toată viața, dar a trebuit să se căsătorească cu cel neiubit, fie că s-au întâlnit până la urmă, însă el sau ea a murit. De ce? Deci noi nu avem capacitatea umană de a trăi o formă de iubire și de a o menține. Aici, sub perspectivă psihodinamică, există destule răspunsuri, pentru că toate reprezentările, modelele despre acest, modele de cunoaștere, deci despre acest fenomen, sunt cumva reportate într-un alt spațiu și vedem acolo că în acest spațiu inițial există un tip de raport cu obiectul fundamental. Acest tip de raport cu obiectul care ne instituie și ne constituie treptat existența psihică este fundamentul oricăror forme de iubire. Cu atât mai mult că această interacțiune între mamă și bebeluș nu se petrece decupat, ci se petrece într-un sistem. Este un sistem care, pe care dacă îl privim și îl înțelegem integrat de la acest nucleu binar către nucleul, să spunem, terțiar în care apare și un tată, către apoi o așezare nucleară a familiei în care există și rude, rude prezente, apoi rudele trecute, arborele filiativ, apoi societatea și așa mai departe, vedem că felul în care o mamă își dorește copilul la interferența cu un tată, care de asemenea și-au dorit împreună acest copil, reprezintă o expresie holistică a întregului orizont existențial al lor, care însă se exprimă sau se reprimă, se transformă într-o formă specifică. Există iubire și există o forță care i s-ar opune și care ar fi, să zicem, forțele mortifere, forțele întunecate, tot ceea ce este non-iubire, Eros și Thanatos, cei doi zei. Privite așa, lucrurile ar părea binare, binomiale, antinomice. Însă dacă constatăm, este doar o chestiune de perspectivă. Pentru că Thanatosul înseamnă lipsa iubirii. Thanatosul, tot ceea ce înseamnă neiubire, nu are o forță personală și proprie. După cum nu există o forță a întunericului în sine, ci există o forță a lipsei luminii sau a lipsei căldurii. Frigul este absența unui principiu care este cumva unic. Aici ne găsim într-o perspectivă, să zic, monistă, în care e un unic principiu, nu? Iubirea, lumina, căldura, care generează acest univers. Și absența lor este denumită de-a lungul timpurilor și personalizată într-un polar. Dar acest polar nu are puterea și nu poate fi într-o manieră echilibrată, înțeles, egal cu corespondentul lui, deci. Thanatosul, forțele morții, forțele neiubirii, forțele întunericului, nu sunt forțe în sine, sunt absențe ale principiului inițial, unic. Depinde, deci, cum înțelegem noi lucrurile și cum, de perspectivă, dacă ești un monist sau ești un dualist, vei da credit acestui dialog dintre Eros și Thanatos, înger și demon, sau dimpotrivă vei considera că există numai iubire, numai îngeri și că restul sunt definite negativ prin absență. De aceea se spune că dacă dragoste nu e, nimic nu e, pentru că e o abordare monistă. De aceea în teoria psihodinamică,
observăm că unii autori au o abordare dualistă, alții preferă o abordare monistă. Dualist însemnând, deci dialogul dintre Eros și Thanatos ca forțe personalizate, mitologice, egale în sine. Este ca și cum, vedeți, în reprezentarea colectivă vine moartea cu o coasă. Există o, ca și cum moartea are o energie în sine. Moartea este reducerea treptată și absența tendințelor vieții. De ce există ceva în locul nimicului? Și ce sens are acest ceva în locul nimicului? În 1920, dincolo de Principiul Plăcerii, care este o lucrare înalt speculativă pentru scrierea lui Freud, pentru că a încercat să treacă dincolo de realitatea clinică și să vadă ce este într-un ordin, cum să zic, fundamental, a spus așa: Erosul este un accident produs în orizontul acestui nimic tensional mortifer. Complexitatea vieții ajunge să oprească cât mai mult forțele morții. Cu cât un subiect, un fenomen de viață, să spunem așa, este mai complicat și mai complex în alcătuire, cu atât moartea, adică revenirea la starea anorganică, se va petrece mai greu, mai târziu. Și asta ar fi valabil pentru toată, orice formă de existență. Cu cât este mai complexă, cu atât în univers este mai puțin numeroasă și este mai destanatizată. Contraargumentul ar fi așa, se zice că o cioară trăiește 200 de ani și atunci cioara înseamnă că e mai complexă decât omul. Nu, cioara nu e mai complexă decât omul în măsura în care cioara nu joacă la bursă. Asta înseamnă că individul uman are o complexitate maximă datorată capacității de reflectare a propriului statut existențial. Omul rămâne cea mai complexă ființă care poate să construiască, să-și construiască existența astfel încât să amâne procesele mortifere, să le scoată, cum să zic, să le contrabalanceze cât mai mult. Viețile noastre sunt ca un fel de evenimente încadrate în timp limitate pe un fond universal mortifer. Lipsa de armonie, deci de echilibru intern în gestionarea proceselor vieții, permite limitarea timpului de viață prin faptul că tendințele mortifere nu mai pot fi amânate. Un principiu al armoniei, deci practic viața noastră, să facem din ea tot ceea ce putem mai bine sub aspectul echilibrului și armoniei. Armonie însemnând nici prea multul, nici prea puținul din toate câte facem. Există o predominanță a tendințelor destructive pentru că tendințele vieții au fost în expresia lor limitate și limitative. Și atunci nu avem decât să redemarăm economia tendințelor vieții, să reluăm dezvoltarea de acolo de unde s-a oprit. Ne uităm la semenii noștri și vedem într-unul dintre ei dificultăți de a fi, dificultăți de a tolera, dificultăți de a metaboliza, dificultăți de sens și așa mai departe. Un om care spune, n-am putut să mă abțin și aseară din nou am băut și am băut nu o sticlă, am băut 4 sticle și mi-a fost rău, dar n-am putut să fac altfel și apoi spune, de ce nu a putut? Sunt expresii ale unui deficit care devine insuportabil, intolerabil. Revenim la iubire, este în acel moment o stare interioară atât de densă încât ai nevoie, într-o manieră irepresibilă, să faci ceva. Ai nevoie de un substitut, ai nevoie de o acțiune. Nu poți cu atât mai mult nu poți să-ți realizezi starea
să o pui în cuvinte. Pentru că nu e nimeni acolo, pentru că nu a fost nimeni care să fie cu tine și să fie cu tine, cum să zic, într-o manieră internalizată, să ai în tine, în loc de un gol, să fii populat de o voce bună, blândă, care să spună, sunt cu tine, o să fie bine. Nu e nimeni, este o pustie. Revenim deci la aceste imagini inițiale ale raportului cu obiectul semnificativ, cu mama și importanța felului în care ea poate și simte valoarea și cât de prețios este copilul bebelușul ei. Observăm că sunt o seamă de situații în care, chiar și la gemeni, care nu chiar cei univitelini, în care nu există o spațiere de timp între ei, dar în genere, în cazurile de fratie obișnuită, în care un frate este mult mai stabil psihic, mai închegat, narcisic, decât altul. Și te întreb de ce? La nivelul comun, la nivelul gândirii și reprezentării comune, lucrurile sunt simplificate și se spune așa, domne, dar au primit aceleași resurse, aceeași educație, aceeași familie. Nu se poate să fie atât de diferiți. Oamenii nu înțeleg. Și sub această perspectivă, cunoașterea psii este una care, precum cunoașterea din fizica cuantică, nu a pătruns la nivelul reprezentărilor, cum să spun, comune suficient, ca oamenii să realizeze că există cauze, efecte și condiții. Și asta pentru că probabil ai nevoie de o capacitate și de o filiație suficient de bună care să-ți conferă o capacitate autoreflexivă ca să ai acces la acest gen de reprezentări. De aceea există o parte din populația globului, probabil, poate că o parte mai mică, privilegiată, pentru că are un model, are un rost, are un înțeles asupra acestor lucruri și fenomene. De aceea apelează unii la un psi și întreabă, bun, ce se întâmplă cu fratele meu, de exemplu? Ce se întâmplă cu sora mea? Pentru că, într-un mod sistematic, mă persecută, mă desconsideră, iar eu nu știu ce să fac cu agresivitatea ei și nu înțeleg, încerc să mă apăr, încerc să rezolv situația de ani de zile, nu reușesc, eventual caut ajutor, lumea îmi spune, uite, fă așa, fă pe dincolo, soluțiile sunt întotdeauna periferice, încerc să aplic ceea ce mi se spune, dar nu reușesc să determin o schimbare. Și asta pentru că există un deficit permanent între a înțelege un lucru și a-l putea realiza și a-l putea trăi. Și aici revenim cumva la formele de iubire. Formele de iubire nu se referă la înțelegere, la transmiterea unui model cognitiv despre realitate. Ceea ce cumva facem noi acum, în acest cadru, video, e ca și cum eu vă livrez dumneavoastră o formă de hartă cognitivă. Dar această hartă cognitivă contează destul de puțin. Cu atât mai mult cu cât există o interacțiune intermediată prin pixeli, prin imagine, prin ecrane. Și nu există o interacțiune directă. În momentul în care există o interacțiune directă, se poate resimți, se poate trăi ceva mai mult ceea ce se află în spatele cuvintelor. Aceste cuvinte, deci, nu valorează nimic dacă nu exprimă și nu sunt efectul unei capacități de realizare sau de experiență sau de trăire, de iubire față de celălalt. Iubirea înseamnă să pui elemente împreună. Iubirea înseamnă de să faci compromis. Nu înseamnă diviziune. Diviziunea înseamnă întotdeauna
un grad de conflict. Iubirea este cea forța, și este un cuvânt, refer, care stinge conflictul, care încearcă să, și e un efort susținut, să aducă mai aproape polarele care se află cumva într-un raport ireconciliabil. Nu știu cum poți să pui împreună religia cu știința, cum poți să pui împreună Israelul cu Palestina, cum poți să accepți că există persoane care fac atât de mult rău. Și când vezi răul acela te cutremuri, pentru că te identifici cu suferința și cu pasivitatea și cu neputința. Iubirea înseamnă să poți nu să vorbești, ci să realizezi și să te identifici cu toate aceste aspecte umane, în special negative. Pentru că este simplu să te identifici cu lucrurile pozitive și noi asta facem în genere. Trăim într-o nevoie de a fi în conexiune cu fenomene de tip pozitiv. În rugăciunile noastre de cerere, constatăm că invocăm personaje idealizate, divine, în atributele lor de putere și mai ales de bunătate. Este ca o convocare a obiectului bun. De câte ori este vorba de o trăire negativă, este asociabilă unui obiect rău. Obiectul rău este întotdeauna frustrant, nehrănitor, abandonant, trimite spre metafore de pustie și așa mai departe. În timp ce obiectul bun este obiectul din rugăciuni, este îngerul, dacă vreți. Când aprindem o candelă, o lumânare, lumina este din nou o expresie a obiectului bun. Noi navigăm în viață în căutare de obiecte bune, dar sub asediul inconștient și al obiectelor rele. Nu există om pe lumea asta să nu aibă experiența cu obiectul rău. Pentru că nu există om care să nu fie avut experiența frustrării. Frustrarea este inerentă evoluției și existenței. Tot ceea ce înseamnă obiect rău, frustrant, care apoi este restimulat, cumva reconstruit prin lipsa mamei, mama care uneori nu e disponibilă, n-ai o capacitate, poate, maternă, în acel moment suficientă. Te iubesc și te urăsc, te urăsc și te iubesc. Fenomene care se află în noi, cu măsura cu care realitatea obișnuită rămâne o realitate deopotrivă frustrantă, deci nu o realitate de o gratificare perfectă și permanentă. Vedem aici de ce iubirile pasionale nu pot să dăinuie, pentru că sunt fenomene de polarizare. Când ești îndrăgostit, nu mai poți să integrezi și să vezi limpede lumea și realitatea. După cum, când ești cât se poate de dezdrăgostit, ca să spun așa, că te afli în perioada de separare ură, iarăși nu poți să vezi bine realitatea. Majoritatea fenomenelor dramatice din istoria umană sunt fenomene de polarizare generate de aceste sinusoide de iubire pasională și de ură pe măsura iubirii pasionale. Să navighezi într-o zonă de echilibru între tendințe, adică aurea mediocritas, adică calea de mijloc, adică nici prea mult, nici prea puțin. Te menții acolo, poți să discriminezi. Când poți să discriminezi, asta este un semn al unei vieți mai line. Când nu poți să discriminezi că ești populat de pasiune, acolo nu înseamnă o viață lină. De ce nu înseamnă o viață lină? Bucuria este limitată, se încheie și când se încheie, cazi de undeva din ideal, te prăbușești până jos și este suferință. Vă spuneam că una este să folosești cuvinte, alta este să poți să duci.
Iubirea, deci, are întotdeauna un caracter experiențial, nu unul verbal. Înțeleasă în, cum să zic, siajul discursului de până acum, de mai sus. Întâlnirea umană, de fond, înseamnă iubire, în măsura în care este o întâlnire care facilitează creșterea. Și facilitează creșterea în măsura în care capacitatea de a experimenta, de a tolera, de a metaboliza, de a verbaliza și de a trăi acelui care este iubitor, este de o anumită consistență. Toate cuvintele noastre de tip te iubesc, I love you too sau în fine, sunt redundante și expresii de tip deficitar. Să nu confundăm însă incapacitatea de verbalizare cu ceea ce am spus mai sus. Am vrut să vreau doar să atrag atenția asupra puterii cuvântului. Sunt cuvinte care stau pentru realități trăite și împărtășite, iar când o realitate este trăită și împărtășită plenar, nu ai nevoie să vii cu un cuvânt peste ea. Ai nevoie să folosești cuvinte atunci când formele de contact nu sunt plenare. O formă de împărtășire a statutului, cum să zic, existențial, în care fiecare este martorul celeilalte într-o manieră firească și lină. Iubirea este sensul și vectorul dezvoltării umane, astfel încât să ajungă într-un spațiu cât mai puțin polarizat, în care să poți să simți și să realizezi realitatea fără să mai ai nevoie să o pui în cuvinte, este spațiu din cadrul analitic, este un spațiu de iubire în care poți să fii cu celălalt experimentându-i starea, neavând nevoie să îi faci un discurs despre stare sau să spui despre starea lui neapărat. Pentru că el se simte instituit de prezența ta când te simte ca fiind un reper de ascultare și de compasiune reală. Pentru că tu poți să stai să-l asculți având un sens profund afectiv al ființei lui, nu putem folosi un limbaj cartezian atunci când ne referim la trăirile fundamentale care instituie lumea noastră. Cuvintele descarcă, cuvintele chiar separă, cuvintele creează terți, cuvintele dezactualizează trăirea. Și sunt foarte bune într-un pas secund. În momentul în care eu ascult un om, sau dumneavoastră ascultați un om, care începe să vă însăileze în dumneavoastră o poveste despre el. Poveștile oamenilor sunt povești în care frustrarea și suferința se îmbină cu iubirea. De ce reacționăm? În special la poveștile dramatice. Pentru că avem o dificultate de a cotrăi drama umană, adică tot ceea ce înseamnă zona negativă întunecată. În societatea umană nu există o școală de tolerat drama, decât în formările terapeutice, cele profunde, în care tu te duci la un om și treptat capeți curaj și știi, începi să simți că poți să vii acolo cu dramele tale. Mai ales poți să vii acolo cu tot ceea ce înseamnă reacția ta la dramă. Furia. Furie uneori mare.
nevoia de a desconsidera fantasme brutale, forme de sexualitate brutală, lumea are o repulsie. De aceea trebuie să găsești un psi, altfel n-ai cui să le spui, pentru că oamenii nu duc. Vorbeam la un moment dat despre Orfeu și Euridice și despre istoriile acestea mitologice în care te pogori în infern. Coborârea în infern reprezintă, dacă vreți, formarea în psihologiile profunde, abisale. Vezi un hău în care, treptat, treptat, trebuie să cobori. De ce să cobori? Trebuie să urci. De ce să cobori? Pentru că de ceea ce vrei să fugi, nu scapi niciodată. Și atunci cel mai bine este, ca să te oprești, să te duci tu spre fenomenul care te fugărește. Este în sine, nu neapărat o manieră masochistă, de o întreprindere masochistă, ci una de curaj. Confruntarea, deci, cu dragonii, cu demonii, cu balaurii. În mitologie vedeți că e câte un erou care se tot luptă cu balaurul, cu o ființă de-asta fiehtoniană, oricum ființe înspăimântătoare, și reușește să le domine, să le taie capul și așa mai departe. Uite, la noi e Sfântul Gheorghe cu balaurul. În toate tradițiile există acest lucru. Ceea ce înseamnă când tai capul unui balaur, și el are mai multe în genere. Când domesticești un balaur, de fapt, sau când îl învingi. Învinsul înseamnă că îți dai seama că era o parte din tine, își pierde puterea. Asta însemna domesticitul. Noi suntem devitalizați și ne pierdem calea pentru că ne pierdem animalul de putere. Animalul de putere este o metaforă din tradițiile șamanice care se referă la împuternicirea noastră. Noi avem nevoie să ne simțim împuterniciți. Ce înseamnă împuternicire? Tu ai dreptul să fii și să duci o viață bună în numele strămoșilor tăi. Ba chiar este o recomandare ca în numele strămoșilor tăi să faci ceva bun din viața ta. Ca să poți să fii în ordinea acestei întreprinderi, este foarte important să simți o putere, formă de putere în tine. Animalul de putere. Animalul ca metaforă a tuturor tendințelor care vor fi fost inițial reprimate. Tendințe inclusiv agresive care sunt clivate și proiectate și atunci crești scenarii paranoide, ți-e frică de fapt de tine însuți. Ți-e frică pentru că ți-ai izgonit animalele de putere, le-ai aruncat prin lume și ele se întorc fioroase și furioase pe tine. Pentru că măcar în felul ăsta, treptat, să-ți dai seama că tu te vezi în ele. Prin pierderea lor, care sunt părți din tine. Asta este îmblânzirea dragonilor, care este corelativă coborârii în abis, pentru că acolo sunt în întuneric, pentru că nu-i vezi bine. Și tu ce faci? Vii cu lumină cumva, cu lumina intersubiectivă a faptului că nu ești singur când cobori și ești cu cineva și tu cobori acolo în abis și spui: vai ce frică mi este, simt că nebunesc, simt că nu mai pot, în traducere metaforică, simt că mă atacă vreo 3 dragoni și nu știu dacă o să scap cu viață. Și atunci este o voce lângă tine, vocea unui psi, a unui om care a fost acolo și spune cum arată dragonul, cum arată frica ta. Adică te invită să-i vizitezi și să-i descrii. Nu te invită să fugi.
Noi, deci, îi iubim pe ceilalți cu puterea cu care îi putem ține de mână când ei își ating dragonii și animalele de putere izgonite, își ating ființele chtoniene care au fost îngropate adânc în pământ de ani de zile de generații anterioare și care se cer readuse la lumină, în lumina integrării ca metaforă a propriului corp, a propriului corp psihic. Haideți să luăm o istorie zen și să încercăm să o integrăm în acest discurs a animalului de putere. Sunt două variante, nu? Și vă spun până cu tigru. Deci una din 101 istorii zen în care omul merge prin pădure și începe un tigru să-l alerge și l-alergă, el fuge de tigru, deci fuge de propria creație agresivă proiectată, clivată și proiectată, fuge de propria agresivitate reprezentată sub forma tigrului, în față este un hău, este hău din el însuși, și cade în hău, se prinde de o rădăcină, tigrul e sus, abisul e jos. În acel moment însă, în istoria zen, apare un frag. El poate să vadă fragul și să simtă o aromă incredibilă, pentru care toată viața lui a meritat. Acest frag, această aromă incredibilă este, de fapt, o expresie a felului în care, a momentului în care realizezi că tigrul și abisul sunt părți din tine. Și că noi suntem întregul univers risipit și aruncat și că în acel moment de grație, în condiții de limită, e o istorie a limitei și aici nu degeaba, tot ceea ce înseamnă limită este fundamental ca metaforă a limitării. În orizontul morții, al bolii, ca limită, noi putem să vedem lucrurile mai clar. Atunci vedem acest frag, frăguță, care este un fel de, ce este? Un fruct extrem de mic. Cu cât e de mic el, cu atât este de parfumat. Te duci acum în piață și vezi, găsești și acum căpșuni. Știi că a băgat căpșuni, dar nu sunt alea de la noi, nu? Că nu e vremea lor încă. Și sunt mari unele, gigantice. Însă, cu cât e mai mare, nu se compară niciodată cu savoarea unui frag, care e minuscul. Ceea ce e prețios nu este mare. Este mic, deci este nuanțat, este greu de văzut și de considerat ca atare. Tot ceea ce lumea obișnuită valorizează în plan extern, este total diferit de valorile interne, care pot părea non-valori sub aspectul lumii externe. Te uiți, de exemplu, la un călugăr, din indiferent ce tradiție și toată posesiunea lui externă înseamnă două rânduri de haine. Și cu toate astea, fragul, fructul vieții lui pare mult mai savuros dacă îl comparăm cu un om cu foarte, foarte mulți bani. Trebuie să fii nebun să savorezi un frag în condițiile în care urmează să te prăbușești în abis. Nu poți să te urci pentru că tigrul e acolo și e flământ. Poți însă să-ți dai seama, poți să vezi că există aceste tendințe fobice și agresive investite în el și că fragul în sine poate să trimită exact spre conștientizarea și integrarea lor. Nu-ți mai ai frică nici de abis și nici de tigru. Pentru că tu ești și abisul și tigru. Iar această constatare este egală cu fragul, frăguța. Vă spuneam că mi-a venit în minte acealtă istorie în care ea urmează să se căsătorească
și era ziua nunții și de dimineață se duce cu foarte multe lucruri de făcut până să ajungă în momentul ritual fundamental de comuniune și întâlnește tigrul. Iese dintr-un tufiș și în fața ei. În acel moment, evident, toate lucrurile dispar din câmpul ei perceptiv, rămâne doar tigrul, un tigru flămând care urma să o omoare. Istoria se termină aici. Nu se știe cum moare, cine moare, nu contează dacă o înfurecă tigrul sau nu pe ea. Ceea ce putem vedea este că în momentul în care îți apare tigrul pe cale, adică în momentul în care poți să-ți privești propriile tendințe agresive, să le vezi și să le deci integrezi privindu-le, în acel moment toate valorile vieții, așa cum le vedeai înainte, se remaniază. Adică în poveste această tânără nu mai urmează să se căsătorească extern, în lumea externă, ci este vorba de un mariaj intern cu tigru, cu tendințele sale reprimate, tendințele clivate, refulate. Îl vedem pe Lao Tzu, călare pe taur. Sunt 10 planșe în care se numește îmblânzirea taurului. De la frică și clivaj, separare, până la momentul în care el și taurul sunt unul singur, iar el cântă la un fluier pe taur. Deci este o muzică a vieții generată de comuniunea cu animalul de putere. Ceea ce v-am spus acum face parte din întreprinderea unui psi. Să însoțească omul în regăsirea acestor tendințe interne, care sunt tendințe, deci, greu de tolerat, înfricoșătoare, oricum lucruri care țin de prea mult, un prea mult. Asta înseamnă iubire. Iubirea înseamnă, deci, să facilitezi un proces de reuniune cu tigrii, dragonii și alte reprezentări. Vedeți, în momentul în care vă propun povești, poveștile se rețin mai ușor. Pentru că sunt personalizate și vedem în tigru tot ceea ce înseamnă fricile noastre. Vedem, de exemplu, că în acest moment există tigri sau dragoni sau abis colectiv. Colectiv în sensul în care foarte mulți oameni îți vorbesc despre lumea necunoscută care ar urma, pentru că există tot felul de forțe destructive. Virusul acesta nou-nouț este un tigru și nu are o realitate rea, o realitate obiectivă. În acest moment nu este nimeni dintre noi, cei 100 cât suntem, că e și serialul ăla, nu? Dintre 100 ăștia, toată lumea funcționează ok. Deci nu are o realitate obiectivă. Are o realitate fantasmată în mintea noastră. Și are o realitate fantasmată în mintea unor miliarde de oameni de pe planetă. Pentru că atinși de virus sunt vreun milion și ceva. Restul, care sunt mult, mult, mult mai mulți, pentru aceștia nu are o realitate obiectivă, este o realitate subiectivă. Deci este un tigru al existenței noastre. De aceea ar fi unul bun în măsura în care a existat ghizi care să spună: măi, oameni buni, în acest moment aveți privilegiul de a fi limitați de un tigru cu nume de virus, de un tigru cu nume de frici, de lipsă de control. Adică cum Dumnezeu să te lași în fața tigrului așa că nu știi ce o să-ți facă? Întrebarea e: cine e tigrul? Sunt tendințele din noi, cele care sunt determinate, deci de această zonă telurică, întunecată, negativă, care originează, cum am spus, din zona de obiecte rele, frustrante, din zona de neiubire. Dacă ar fi să mergem în cartea tibetană a morților, așa, fugitiv,
Acolo nu sunt instrucțiuni de după moarte, sunt instrucțiuni de viață. Dacă citiți această carte, psihologia tibetană are, ca și alte psihologii, daoistă, nu, psihologia anticilor chinezi este de o profunzime remarcabilă, apropo de sistemul lor terapeutic, e poate unic în lume. Așa că vă spun asta, îmi vine în minte că nu e o carte chinezească a morții, m-a venit asta cu Tibetul, dar n-am în mod special o fixație cu această zonă. Cu toate întâmplător, aici vedeți acești itemi, în altă zonă o să găsiți alt item. E o chestiune de transcendere a spațiilor culturale întru esența lor. În Cartea Tibetană a Morților, care este o carte a vieții, o să vedeți acolo ce se spune mortului. Dar știți cine e mortul, da? Uite aici, 100 de morți. Morți în sensul în care nu pot se cufunde în viață din frică de moarte, din frici, din toate elementele negative, din faptul că ne-am expulzat cireala de tigri pe câmpii și ne întoarcem inconștient prin tot felul de senzații de amenințare. Acum tu intri în zona abisului și în zona tigrilor și în zona dragonilor. Și o să te înspăimânți și o să vrei să iei la fugă. O să se pare cumplit precum într-un coșmar. Și fac o paranteză. Cam așa este. Deci cât ești în vis, nu prea știi. Nu e nicio voce cu tine să spună, să-ți dea un încurs. Bă, tu știi acum că visezi. Tu visezi acum. Deci ceea ce se întâmplă nu are un caracter de realitate. Din păcate, în visele noastre, majoritatea dintre ele o luăm la fugă și nu știm că e vis. La fel și în bardul, la fel și în viață, acum, o luăm la fugă de lucruri și credem că au o realitate consistentă, ca în vis. Virusul ăsta are un caracter obiectiv, nu are un caracter obiectiv. Posibil ca parte din noi să spună, dom'le, e o tâmpenie, e un virus obiectiv, uite, am văzut la știri, e clar, e obiectiv. Nu este obiectiv, este construit subiectiv. Deci, la fel, și în starea de bardo se numește, în starea intermediară din tradiția tibetană. Îți spune, te duci acolo și o să vezi aceste zeități înspăimântătoare. Zeitățile astea înspăimântătoare ce sunt? Sunt mișcări interne din zona aceasta a obiectului rău, negative, foarte greu de dus, care îți apar. Ești tu acolo, ești tu în întreaga ființă a ta. Și spune, oprește-te și observă-le. Acestea sunt creații ale tale. Acesta ești tu acolo. Și mai spune, dacă o să vezi o lumină, o lumină roșie, putea să fie altă culoare, habar n-avem dacă o avea legătură cu spectrul sau nu, și e roșu sau verde sau ce vezi voi, du-te spre lumină, caută lumina. Lumina, ca metaforă a faptului că ai nevoie de a integra și de a vedea. Caută lumina, asta vedeți și în tot ceea ce înseamnă experiențele la limita morții, că vezi tunelul cu lumină, da? E, nu e o lumină cum e, este o metaforă pentru integrare și cunoaștere, care este reprezentată așa, că ar fi o luminiță de la capătul tunelului. Pentru că noi suntem într-un tunel. Vedeți, tunelul ăsta poate să fie și o reprezentare a focarului de conștiință pe care îl avem. Este o conștientizare focală, limitată, limitativă și atunci e ca un tunel. În stânga și în dreapta tunelului e beznă. Și te duci prin tunel ca să ajungi la capăt, ca să se extindă perspectiva, să nu mai fie limitată. Deci trecerea prin tunel ca istorie, prototip, o facem cu toții în condițiile în care mergem prin viață și vedem așa, uite atâta vedem, și ce vedem aici? Bani, mașină, căsătorie, copii, bani, credit, piscină, nu știu ce. Treci prin tunel și când ajungi la capătul lui s-a deschis și îți dai seama că toate lucrurile astea vor fi fost niște chimere, adică niște substitute de obiecte
pe care încerca să le obții, încercând să compensezi lipsa părților din tine care sunt aruncate în aceste obiecte. Dacă noi ne vedem ca o grilă fracționată, ca un fel de spărturi, cu cât suntem mai sparți, cu atât vom avea focusul conștiinței mai mic și ne vom concentra în viața noastră pe anumite obiecte care vor fi substitute pentru părțile din noi refulate. Cu cât conștientizăm și aducem înapoi în noi părți care înainte erau refulate, cu atât nevoia de a găsi și de a căuta în exterior substitute va scădea. Ajungând, dacă vreți, până la urmă, în a putea rezida în întregul câmp personal reintegrat, fără să mai ai nevoie să dobândești lucruri externe, decât punctual, fără o miză fundamentală. Asta se cheamă atunci o capacitate de a iubi. Corespondentă, deci, cu nivelul de integrare intern, de regăsire a tigrilor, tuturor animalelor care noi le vedem în reprezentări. Vedeți că acest cuvânt, a iubi, este până la urmă expresia locului în care te afli în propria istorie inițiatică. Chestiunea nu este să ne luăm la întrecere între noi, care a ajuns mai aproape sau mai departe pe drumul inițiatic și deci care poate să iubească realmente mai mult ce? Iubirea însemnând integrarea în tine a tuturor obiectelor care au fost sparte, reprimate, aruncate transgenerațional și să zici, uite, eu am mai multe obiecte, eu pot să duc mai mult, să conțin mai mult, să nu știu. Nu despre asta e vorba, ci despre a avea o hartă legată de vectorul, de calea noastră și să știi care îți este calea. Să știi că atunci când jinduiești cumplit după un obiect extern, este expresia oglindită a unui lucru pe care îl ai deja în tine, dar pe care nu-ți permiți încă să-l privești în față. Și că travaliul de a-l privi în față cere timp și cere un ghid care să fie lângă tine, să nu te înspăimânți și să-ți spună asta este sensul, asta este calea. Dau un exemplu, îmi spune cineva, păi de 2 ani de zile mă văd cu dumneavoastră și vin așa, că trebuie să vin. Dar nu simt că progresăm. Nu simt că merg înainte pe cale. Și atunci, transmite celui care ascultă ghidului, psiului, lucrul ăsta sistematic. Ce poți să faci tu ca profesionist când auzi un om care se vaită și zice, vin la tine că așa trebuie, dar nu simt că, uite, am venit pentru că sunt nefericit cu taie și am aceleași tendințe, acum nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. În acel moment ai două variante. Varianta obișnuită este să-i spui, băi, trebuie să fac o supervizare, înseamnă că n-am condus bine terapia, înseamnă că e ceva în neregulă, eventual să justifici, să te acuzi, să toate lucrurile astea. Varianta 2 este să realizezi ce îți transmite, ce conținut îți transmite, ce tigri și dragoni aduce. Pentru că vorbește despre frustrare, vorbește despre suferință. Îi spui omului respectiv, implicit sau explicit, că îi urezi cea mai bună întâlnire cu tigru. De el nu știe că ăsta este tigru. Senzația de frustrare și de nonsens. Da? Când se vorbește despre analiza transferului și a contratransferului, este o manieră modernă de a vorbi despre dragon și tigri. Analiza înseamnă, de fapt, să privești și să vezi, decupând cognitiv, cine e acela, ce este acela. Simți frustrare, simți fără rost, te gândești la un tip de relație pe care îl aduce acolo în transfer și spui, ok, e pentru prima dată când ai pe cineva în față care spune, bun venit cu tigrul tău. Nu plec de aici și consider, deci nu mă acuz, dacă m-aș fi acuzat, aș fi preluat mișcarea și aș fi spus, nu, tu nu trebuia să vii la mine să-mi spui că ești frustrată și că analiza nu merge. Deci tu nu trebuia să mă acuzi pe mine implicit că nu sunt capabil. Ba dimpotrivă, acuză-mă că nu sunt capabil. Îți primesc tendința agresivă. Este tigru pe care, dacă eu îl primesc,
tu poți să-l primești. Și ce facem? Păi cum? Stăm așa cu tigrul ăsta mai mult? Nu-l expulzăm? Stăm așa cu el, dacă se poate, toată viața. Fă-te frate cu tigru, fă-te frate și cu alți necurați htonieni, nu până când treci puntea, tocmai ca să reușești să mergi pe puntea asta. Iar puntea este, știi, eul, e pontifex oppositorum, o punte către polare, între polare, astfel încât să poți să pui o punte între lucruri care păreau separate, adică a fi un om bun cu a fi agresiv. Poți să fii agresiv și ai dreptul să fii agresiv și de-abia așa ești un om bun. Iubirea înseamnă, deci, să poți să primești, să-ți fi primit tigrii tăi în interior și animale de putere care să te împuternicească, să poți să-l asculți pe celălalt și să-l asculți chiar când el își convoacă cele mai odioase, abjecte tendințe interne, să rămâi acolo și să-i spui tacit că este în regulă. Nu verbal. Uneori îi spui verbal pentru că poate ți-e greu să simți tacit. Și apoi fiecare dintre noi avem oscilații și pulsații în raport cu capacitatea noastră de a ne îmblânzi tigrii. Uneori mai ne mușcă și atunci trebuie să mai folosim cuvinte. Este firesc pentru că nu suntem sfinți și asta este calea. Calea tuturor. Este o cale de oscilații și uneori de ezitare, dar știi care este reperul, vorba Ariadnei, care e firul pe care ni l-a lăsat, ca să ieșim dintr-un labirint. Pentru că altfel rămânem toată viața într-un labirint și spunem te iubesc până nu mai înțelegem despre ce e vorba și mai ales nu mai simțim că asta înseamnă fundamentul acestei lumi. Spuneți, vă rog, cum ar trece terapeutul de stările acelea în care apare descărcarea motorie și cum ar putea să nu ajungă în pragul unei tulburări mentale atunci când se luptă cu dragonii. Terapeutul vorbiți? Da, pentru că se presupune că noi toți cei 100 pretindem să fim. Terapeuți ai propriei vieți oricum. Din fericire, în tehnologiile de formare, se recomandă ca tu să fii în propria ta analiză atunci când începi să practici cu pacienții. Și asta face ca să, în momentul în care un pacient îți aduce un tigru nasol, tu să ai încă ghidul cu tine în analiza personală. Da, răspunsul ăsta este vestea proastă. Vestea bună e că scap cu viață, că e doar o senzație. Da, adică scap chiar cu mai multă viață, pentru că îți dai seama că realmente ai văzut Bardo și că erau creații autonome, adică ești tot tu acolo, ești tu acolo, suntem noi în toate. Cele mai odioase lucruri din viața noastră, mai rușinoase, mai cretine, de care ne înfiorăm, suntem noi la modul plenar și bun. E o senzație. Asta este acum o declarație. Dar senzație e foarte sănătoasă. E chiar mai bună decât să bei 2 litri de apă pe zi. Da. Mă gândesc că unii nu ar putea să suporte și de aceea ajung efectiv să, nu știu, fie internați în secții de psihiatrie. Absolut. Pentru că nu fac față. Da, da. Acolo, tendința de polarizare este atât de puternică, iar deriva transgenerațională atât de mare încât boala psihică este singura soluție naturală de echilibrare, simptomul fiind oricum o formă de echilibru. E foarte cumplit și greu, iar noi suntem privilegiați că nu am avut a ne confrunta cu valori atât de mari ale polarizării. Thank you.
Thank you.